Viorica Dencil, făcut praf de un cunoscut jurnalist, concurează pentru titlul de cea mai catastrofală poziție de prim-ministru din istoria României. Radu Banciu a criticat-o pe Viorica Dencil. În emisiunea sa Lumea lui Banciu i-a vorbit despre informația conform cereia trei ministri din cabinetul Dencil ar putea fi remaniai. Trei ministri ar putea să fie deja remaniai. Este al treilea guvern Dragnea, dar deja se vorbește. Nu este o tire oficial, ce trei dintre ei nu ar fi binevezui, nu i-ar fi făcut treaba. Numele lor, mai ales protofoliile pe care le dă in sunt unite teme care ne preocupă. De exemplu, Denoan Druce, acest individ cu nume Ceaușescu, este ministrul economiei, un sector extrem de zdruncinat în ultima perioadă, Valentin Popa, la educație, o catastrofă, se multiplică în fiecare zi acuzaile, insultele chiar la adresa sa-i George Ivacu, la cultură, nu a făcut absolut nimic. Un subiect sensibil pentru ce se vorbește ce în anul centenarului nu putem să ne prezentăm chiar a comentat Banciu. Încă o dată ies un evident lacunele acestui mega partid, acestui dinozaur, aceste lacune pe care nu le poți evita în spaiul public. Viorica Dencil, care deja concurează pentru titlul de cea mai catastrofală poziție de prim-ministru din istoria României, admite ce ar exista unii ministri care ar rula cu viteza întâia iar alii cu cea de-a doua, ca ei cum doar două viteze ar putea să exista, a mai spus Radu Banciu.